Stimați colegi juriști, vă felicit cu sărbătoarea profesională. Profesia de jurist este o profesie nobilă, prestigioasă, dar este și în egală măsură o profesie de o responsabilitate majoră. Țin să vă felicit pe toți cei care lucrați în sistemul judecătoresc, procuratură, organele de drept și aplicarea legii, avocați și studenți la drept. Vreau să vă doresc succese remarcabile, vreau să vă doresc ca munca, tenacitatea și responsabilitatea de care dați dovadă zilnic să fie apreciată la justă valoare de societate. La mulți ani, dragi și stimați juriști! Prin decretul Președintelui Republicii Moldova din 11 octombrie 2000 a fost instituită ziua profesională, ziua juristului, consemnată anual la 19 octombrie. În același decret a fost recunoscut aportul juriștilor la edificarea statului de drept prin promovarea valorilor supreme, legalității și echității sociale, prin exercitarea jurisdicției și apărarea demnității omului a libertăților fundamentale. În Republica Moldova, studiile superioare de licență în drept pot fi făcute la 15 facultăți. Cu prilejul zilei juristului, echipa Partidului Pace felicită întreaga comunitate a juriștilor din Republica Moldova, le dorește să continue aportul în fundamentarea unui stat de drept, în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Responsabilitatea tuturor slujitorilor dreptului este să împlinească virtuțile între virtuți. Căci nu poți împlini dreptatea fără a împlini adevărul. Și odată împlinite dreptatea și adevărul, nu poate să nu se vadă, să nu se trăiască, să nu se simte binele în societate. Cu precădere, una din prioritățile programului politic pe sfera justiției al partidului politic, partidul Acasă, Construim Europa, este examinarea cauzelor pierdute de către Republica Moldova la CEDO. Concedierea justiciabililor care au fost implicați în aceste condamnări, implementarea unor mecanisme reale de regres împotriva acestora, care au comis abuzuri și au prejudiciat interesele cetățenilor și statului. Cu ocazia sărbătorii profesionale, ziua juristului, din numele meu și din numele partidului politic, Partidul Acasă, Construim Europa, vă felicit pe toți cei care ați îmbrățișat această nobilă profesiune. Vă urez pace, prosperitate și vă îndemn să vă faceți datoria într-o îndeplinire a dreptății și adevărului. Stimați colegi, cu ocazia zilei juristului, primit cele mai sincere felicitări și urări de bine. Vă urăm prosperitate, perseverență, loialitate, realizări remarcabile pe făgașul profesional și putere pentru depășirea oricăror obstacole. Totodată, echipa Pace are ca prioritate domeniul juridic. Și din acest considerent, odată venit la guvernare, vrea să perfecționeze sistemul de instruire inițială și continuă a principalilor exponenți din domeniul justiției. În același timp, se preconizează instituirea unui sistem de schimb între principalele profesii judiciare, judecători, procurori, avocați, studierea și aplicarea mecanismelor sistemului CERMAN de instruire juridică. La mulți ani, stimați colegi! Stimați juriști, cei care au îmbrățișat această nobilă profesie, vă urez tuturor prosperitate, realizări remarcabile pe câmp profesional și realizarea tuturor ideilor de adevăr și dreptate. Echipa Partidului Pace, echipa din care eu fac parte, și-a propus în programul său politic în sfera justiției și să ajusteze legislația în toate domeniile dreptului pentru a simplifica și a raționaliza domeniile ramurilor de drept.